Consiliul Regal a anunțat miercuri 2 martie printr-un comunicat de presă că regele Mihai este grav bolnav, fapt ce îl împiedică să apară în public. În urma retragerii sale, fiica sa, Margareta, custodele coroanei, va prelua atribuțiile casei regale. După o lungă perioadă de timp în care regele Mihai I al României a fost absent din viața publică, speculându-se în presă că acesta ar fi decedat în luna decembrie a anului trecut, iar familia a păstrat secretul deoarece locul de veci de la Curtea de Argeș nu este gata, Consiliul Regal a anunțat într-un comunicat de presă că regele Mihai I, în vârstă de 94 de ani, este grav bolnav. Consiliul Regal s-a întrunit în a cincea sesiune, marți, 1 și miercuri 2 martie 2016, la cererea Majestății sale Regelui la Morj, în Elveția. Consiliul Regal a luat notă de starea de sănătate a Majestății sale, care a fost supus recent unei operații chirurgicale. Diagnosticele puse de echipa medicală sunt carcinom epidermoid metastazant și leucemie cronică. Majestatea sa urmează un tratament complex și solicitant care îl împiedică să apară în public și va petrece de aici înainte o perioadă de refacere. Regele Mihai I a transmis următorul mesaj. În ultimele săptămâni am primit vestea unui serios diagnostic medical. Această situație vine în anul în care familia și țara sărbătoresc 150 de ani de la fondarea dinastiei și a statului român modern. Sunt sigur că fiica mea, Margareta, custodele coroanei, va găsi înțelepciunea și forța de a mă reprezenta și de a duce la îndeplinire toate acțiunile mele publice. Am cerut Consiliului Regal să-și continue menirea și să prezinte sfatul său custodelui coroanei. Regele Mihai I este singurul conducător din timpul celui de-al doilea război mondial care mai este în viață și una dintre cele mai importante personalități din România. Popularitatea casei regale s-a aflat în creștere în ultimii ani și tot mai multe persoane din rândul românilor au declarat că au o părere bună despre monarhie și despre familia regală. În anul 2015, Casa Regală a României s-a aflat în atenția presei din întreaga lume, când regele Mihai I i-a retras nepotului său Nicolae titlul de principe al României și calificativul de alteță regală și l-a exclus pe acesta din linia de succesiune la coroana României. Motivele dezmoștenirii principelui Nicolae nu au fost făcute publice, fapt care a lăsat loc la interpretări și speculații în presa din țara noastră și nu numai.